meteorologică, doamnelor și domnilor, pe intervalul de valabilitate 13 februarie, ora 20 până 15 februarie, ora 15, doamna Teodora Cumpănașu, meteorolog de serviciu, se află în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, doamna Cumpănașu, despre ce este vorba? Vorbim de un episod cu precipitații și precipitații destul de bogate în mare parte din țară. Sistemele noroase ale unui ciclon de origine mediteraneană vor influența treptat toate zonele țării, începând cu cele sud-vestice. Vorbim de precipitații sub toate formele. În Câmpia Română, în Dobrogea, predomină ploile. Pentru partea de vest a țării avem precipitații mixte, iar în rest predominant ninsori. Local vor cumula 15-20 de litri pe metru pătrat. Pe areale mai restrânse chiar vor fi acumulări de 25-30 de litri pe metru pătrat. Acesta este mesajul cuprins în informarea meteorologică valabilă pentru intervalul pe care l-ați enunțat. Și de asemenea avem două intervale în care situația pe care o anticipăm a impus emiterea a două coduri galbene de vreme severă. Din această noapte și către mâine, în jurul prânzului, în zona munților Banatului, în Carpații Meridionali, dar și în dealurile din Banat, Oltenia și Muntenia, precipitații consistente sub formă de ninsoare. Asta înseamnă și un strat important de zăpadă în aceste zone și pentru anumite intervale de timp și intensificări ale vântului, care evident vor duce la viscolirea zăpezii și diminuarea considerabilă a vizibilității. Treptat de mâine de la prânz, ponderea precipitațiilor mai însemnate cantitativ se mută către partea de est a țării, astfel încât până joi la prânz să fie influențate cu precădere Moldova, zona Carpaților Orientali și local în nordul Munteniei, unde vorbim tot de ninsori, tot de strat de zăpadă local consistent și un vânt nu foarte intens, dar valabil și pentru primul mesaj și pentru cel de-al doilea. Vor fi ore în care vizibilitatea va fi diminuată mult din cauza viscolului.